Sezonul de încălzire abia a început, în țară însă s-au înregistrat deja mai multe cazuri de intoxicații cu monoxid de carbon, susțin responsabilii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cel mai recent caz a avut loc în orașul Orhei în data de 9 noiembrie, unde o mamă, copiii ei de 9 și doar un anișor, dar și bunica micuților, au ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu fum de cahlă. O versiune prealabilă a incidentului lansată de specialiști ar fi intoxicația cu gaze emanate de la coșul defect al cazanului conectat la gaze naturale. Din fericire, viața lor la moment este în afara pericolului. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat populația să respecte cu strictețe regulile de utilizare și exploatare a instalațiilor pentru încălzire. Și în cazul în care se optează pentru încălzirea cu sobe alimentate la combustibil solid, vorbim de cărbune și lemne, este bine ca această sobă să fie prelucrată, să fie verificată, în special să fie verificată ca ea să nu aibă fisuri. Întrucât prin aceste fisuri se emană acele gaze toxice care nu au culoare, nu au miros, acel monoxid de carbon care poate fi tragic pentru orice locuitor a spațiului respectiv. O altă etapă este ventilarea încăperii, dar și să avem grijă ca lângă sobe să nu fie obiecte periculoase. Înainte de a pleca la culcare, este foarte bine să aerisim încăperile, iar canalul de ventilare să nu fie obturat cu careva obiecte. Ar fi bine ca oamenii să evite uscarea lingeriei, a hainelor, a diferitor lucruri pe sobe, pe vatră. Mai mult ca atât, în preajma sobelor nu trebuie să fie lucruri combustibile sau arzătoare, iar la gura sobei neapărat să fie o placă metalică. În cazul în care jăraticul va cădea, acesta să nu inflameze podeaua și respectiv să nu avem situații de risc. Încă o regulă extrem de importantă ar mai fi ca oamenii să nu supra-solicite sobele, mai spun specialiștii. Să nu pună în sobă lemne și cărbuni până la refuz, cu condiția ca să se încălzească mai bine. Iar pe parcursul nopții, focul din sobă trebuie stins în așa fel ca să nu fie intoxicați cu monoxid de carbon. Specialiștii ne-au mai spus care persoane se află în zona de risc, fiind expuse incendiilor sau intoxicărilor cu monoxid de carbon. Oamenii care au o vârstă deja înaintată, întrucât aceștia mai greu își pot purta de grijă, mai mult ca atât persoanele țintuite la pat, persoanele cu dezabilități și nu în ultimul rând vorbim și de copiii care sunt lăsați nesupravegheați de unii singuri acasă. Este important să comunicăm cu vecinii noștri, cu oamenii care sunt în etate, poate care au o responsabilitate mai redusă la capitolul respectiv, și să le spunem că încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor poate costa vieți omenești. Respectiv, să ne adresăm la specialiști pentru verificarea acestor surse de încălzire. Salvatorii vin și cu soluții pentru a preveni incendiile și intoxicațiile cu fum. Cu siguranță o soluție pentru prevenirea riscului de incendiu ar fi și instalarea detectoarelor de fum. Acestea au posibilitatea atunci când se întâmplă o situație de risc, fie că este emanat fumul toxic, să alerteze oamenii în așa fel ca să reușească să iasă din locuințele care reprezintă un pericol pentru ei. Totuși, dacă în cele din urmă situația a ieșit de sub control, salvatorii recomandă să acționăm în felul următor. Trebuie să optăm pentru evacuarea persoanelor, să ne asigurăm că toate persoanele au ieșit din locuință, iar ulterior, în cazul în care nu putem stinge incendiu cu forțe proprii, fie că acesta a ieșit de sub controlul nostru, atunci alertăm de urgență serviciul 112. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în acest an, incendiile care au la bază neexploatarea corectă a sobelor de încălzit sunt peste 180 la număr. În urma acestora și-au pierdut viețile 12 persoane. Iar utilizarea greșită a aparatelor electrice ca sursă de încălzire a provocat 129 de incendii, în urma cărora și-au pierdut viața 7 persoane. Din cauza intoxicării cu monoxid de carbon în urma utilizării incorrecte a instalațiilor de încălzire cu gaz natural, dar și exploatării sobelor de încălzit au avut de suferit 52 de persoane. În fiecare an în Republica Moldova, în urma incendiilor, decedează circa 100 de oameni.